vorbește lumea la cafea, se aude tare. Mă gândeam așa, Bea, fii atentă, pentru femeia care vrea să fie egală cu bărbatul și care este activă și care este carieristă, da? Care este matură, care are și o poziție socială și are și cașcaval, da? Pentru că și de asta ai nevoie. Iată ce consider eu că ar trebui să fie în garderoba unei astfel de femei. Costumele din in, da? Sacou, cambrat, cu pantalon, costumul acesta din două piese, în care, așa cum am spus, ești într-un echilibru perfect. Dacă stăm să ne gândim, și rochia este foarte frumoasă de purtat, chiar și la birou. Cordonul acesta marchează talia, dar după cum vezi e petrecută și practic are acest, știi, această versatilitate și această lejeritate în a o purta. Hai să băgăm și 20+, ce părere ai? Sigur, da. Părerea mea este că, într-adevăr, fetele tinere vor să fie super cool, super în trend, dar ai văzut că le place să-și arate pielea? Pantalonii scurți, blugii, mulați, iată, cu accente strălucitoare. Uite, de exemplu, tricourile acestea asimetrice, da? Sau bustiere, că vorbeam despre bustiere, iată, marchează talia, o subțiază chiar și corsetul ridică sânii. Da? Totul este bine gândit, iată, la acest brand italian, pentru că pune în valoare aturile fizice. Femeia care vrea să fie in the spotlight, da? În lumina reflectoarelor. Deci uite ce aici. Vestă tip sacou cu spatele gol. Sexy, îndrăzneață, da. Îi place să se joace. Femeia asta este jucăușă. Foarte sexy. Uite ce e aici, cu paiete, cu zitu. Cât de genial sunt blugii aceștia. Uite-te și tu, cât de cool sunt. Ai purta? Dar tu ai purta? La me a reapărut la meul și uite, o rochie de vară foarte frumoasă pe care poți să o porți cu sneakers, de exemplu, în timpul zilei și cu o jachetă de blugi, așa, sau poți să te duci seara, îți pui pantofi cu toc și gata. Deci asta e o colecție versatilă, așa cum spuneam, pentru femeile de orice vârste și orice forme. Paetele, strălucirea, întotdeauna dau o notă vioaie, tinerească și extravagantă și elegantă. Uite, Bea, uite, rochea aceasta ca o sirenă, ca o dansatoare de flamenco, ceva așa, știi, cu volane. Unde ai purtat-o? Oriunde, oricum, la un eveniment select, bineînțeles. Verde, mov, sezonul acesta este plin de culoare, deci m-am îndrăgostit. O să fie o vară incendiară. Vorbește lumea la